Ultima partidă din acest an în fotbalul Dâmbovițean s-a jucat duminică la Burduca, unde s-au întâlnit viitorul Burduca și viitorul Odobești. Echipa lui Costică Paraschiv s-a impus cu 4-3 după un meci foarte spectaculos. Primul gol al partidei se marchează minutul 13. Iliene șutează din afara careului și îl surprinde pe portarul Mihai pentru prima dată. Vizitatorii își dublează avantajul în minutul 32. Șerbănescu face un 1-2 cu Florin Vasile, iar ultimul îl învinge pe portarul de la Burduca pentru a doua oară. Se face 3-0 minutul 46. Costică Paraschiv îl angajează foarte bine pe Dincă, iar acesta îl învinge fără probleme pe Mihai. Gazdele reduc din diferență minutul 46 al jocului. Doanță înscrie cu un șut sub bară după un șut de la 16 metri. Se face 3-2 în minutul 57 când Daniel Iele îl învinge pe portarul de la Odobești cu o frumoasă lovitură de cap. Odobești revine la timonul și marchează golul 4 minutul 62 prin Șerbănescu, care înscrie superb cu un șut sub bară. Ultimul gol al partidei este marcat de Ioniță, care îl învinge pe Angel cu un șut de la 16 metri.